Dar șef de IGP și adjunct de IGP sunt vizați în aceste anchete? Haideți să vă zic așa. Și din start probabil că trebuia să fac aceste precizări. Chiar nu este în interesul nici a publicului și nici a celor care sunt astăzi atrași în desfășurarea anchetei pentru a face public acum aceste nume. Publicul vrea să știe, pentru că publicului s-a spus mult timp despre faptul că, spre exemplu, Cafcaliuc a controlat foarte da. multe scheme. Da. El a fost, într-un fel, capul relelor în la minister. această etapă, La această etapă, nu este în beneficiu cazului. Totodată, nu vor fi cu siguranță tăinuite aceste nume. Și iarăși fac referință la câteva exemple din această perioadă. Când a fost comunicat despre reținerea mai multor foști angajați ai Direcției 5, foarte apropiați aceluiași Cafcaliuc, care sunt vizați în anumite anchete. Deci, numele va fi făcut public la timpul potrivit. Mai mult ca atât, ceea ce am constatat este că dacă ieșim în public prea matur, nu facem altceva decât dăm motiv acestor persoane să părăsească țară. Deja a părăsit, nu știu ce mai puteți face, că e diasporă deja. Cu regret mă refer la mulți alți conducători care au fost lăsați în urmă. Și acum unii stău pe, dacă pot să zic așa, pe stand-by în așteptare. Ce va urma? Vom ajunge la ei sau nu vom ajunge la ei? Momentul în care avansăm cu anumite investigații, fie și în plan operativ. Această informație este folosită de către ei pentru a lua detige, decizia de părăsirea țării și atunci face ca întreg efort cumva... Să fie dumneavoastră Credeți că cei care se simt cu musca pe căciulă nu și-au pregătit deja bagajele și biletul la avion? Unii da, alții nu. Vedeți și dumneavoastră, practic în fiecare zi, apare în spațiu public informații despre rețineri, informații despre bănuieli, informații despre foști funcționari de rang înalt, actuali funcționari din sistem, care sunt vizați în aceste anchete. Și uh, calea pe care vom merge și noi în continuare nu este doar realizarea anumitor controle care să ducă la decizii privind suspendare, de exemplu, din funcții, da? sau avertizări mai serioase, dar inclusiv vom merge și pe calea care ne oferă legislația privind îmbogățirea ilicită. Bun. V-am întrebat un pic mai devreme despre scheme, da? dacă ați descoperit scheme. Ziceți că da, sunt. Puteți să ne spuneți, sigur, că un, cel puțin una dintre aceste scheme a fost stopată. Măcar ceva, vreau, nu mai, măcar într-un domeniu, nu mai avem schemă. Mariana, vă ziceam că a trebuit să începem mai întâi de toate cu curățirea spii, care în primul rând deține și mandatul, și părghiile, și resursele necesare pentru a investiga și a pune capăt acestor scheme. Ceea ce înseamnă că lucrul mai degrabă abia a început și noi vom continua destul de ferm. Adică încă n-ați reușit să opriți Am răscare. început destul de ferm. Cel mai exemplu, cel mai recent exemplu vă pot spune despre uh, acei agenți de patrulare uh, care erau implicați de mulți ani, care de fapt au și organizat, nu doar erau implicați, în contrabanda de mărfuri de larg consum în, într-o cantitate destul de mare fiind implicați într-un circuit regulat de contrabandă de mărfuri, care creau coridor verde, care înlăturau alți factori care încercau să, să, pună capăt unor astfel de acțiuni, care recurgeau și la alte metode de șantaj sau înlăturare de la cele funcții care nu i-ar permite să continue această activitate. Nu este vizat doar o singură persoană este vizat un grup întreg. De ați ajuns până sus, până la cel mai sus element din acest lanț? Exact în această direcție acum se muncește. Uh, Dumnezeu să ziceați că ați început la curățarea spia. Eu vreau să înțeleg ce înseamnă în opinia dumneavoastră curățare. Faptul că o persoană care și-a folosit uh, locul de muncă în interes personal, a organizat scheme, a făcut ilegalități, pleacă din locul de muncă pentru că înțelege că nu mai poate rămâne. Asta se numește curățare? Și asta se numește curățare. Curățarea ar însemna să nu se mai regăsească în sistem persoane corupte, persoane implicate în acte de corupție, persoane care au facilitat acte de corupție, care s-au îmbogățit de pe urma acestor acțiuni, unde au folosit resursa, atribuțiile, permisul, dacă doriți. Inclusiv, de mi se pare puțin faptul că acești oameni pur și simplu să plece. Ziceam că și acest lucru. Pentru că este important, la moment, să permitem celor integri care cunosc și pot să vină să-și facă meseria. Ceea ce nu exclude nici pe departe. Mai degrabă presupune că acei care vor fi, care, care au fost implicați în aceste acte de corupție, se vor regăsi în anchete. Dar ei pleacă acum în demisie de onoare, într-un fel, da? Ce aveți în vedere de onoare? Păi cum se, este interpretată plecarea lor? Depune raport cere? la demisie. Și pleacă. Dar, Dar pot, pot? Să vă zic, pot să vă zic că sunt mai multe persoane care au depus, depus raport de demisie, sunt vizați în continuare în anumite investigații. Faptul că nu se mai regăsește în sistemul afacelor interne, nici pe departe nu îl exclude din aceste anchete. Da, dar exemplu... ar fi dat afară în baza unui articol pentru că a administrat prost că nu și a nu și-a făcut treaba? Deci una este când plec că am decis eu să plec și alta este când s-a constatat că am adus un prejudiciu și asta nu înseamnă dosar penal, ăla e separat într-adevăr. Dar o anchetă de serviciu ar putea arăta că omul ăsta nu și-a făcut bine munca pentru că a fost preocupat de chestiile lui personale mai mult decât de cele de serviciu. De acord. El depune raport la demisie pentru că a înțeles că nu va mai putea desfășura activitatea conform vechilor reguli și norme. Uh, pleacă din sistem, dar continuă să fie în vizor. Refuzul uh, de a accepta raportul ar presupune mai degrabă riscul că însăși sistemul să intre într-un litigiu cu acești angajați. Și vă dau câteva exemple ce ar însemna asta ca și consecință. Astăzi avem zeci de angajați care au fost restabiliți în funcții prin hotărârea de judecată și sistemul este obligat să achite și vă zic, nu vorbim despre zeci de mii, vorbim despre sute de mii de lei. 500 de mii de lei, sute de mii de lei. Unei singure persoane? Unei singure persoane. Cine a luat 900.000 de mii de lei? Avem așa angajați care mulți ani în urmă păi au fost... Puteți să ne spuneți că nu cred că este inclusiv, un secret. Inclusiv... Uh, Conducători de inspectorate. A luat vreun conducător de inspectorat 900.000 de lei prin decizie de judecată la restabilirea. Da, pentru că s-a constatat că a fost, a fost demis uh, ilegal. Dar când a fost demis? Mulți ani în urmă. Cinci ani în urmă, 6-7 ani în urmă. A durat această, acest litigiu. Puteți să ne spuneți ce inspectorat de poliție? Sunt date, de fapt, protejate de către. Nu, de ce? Numele unui inspectorat nu sunt date secrete. Inspectorat. Sunt și din municipiul Chișinău și sunt și din, Chișinău, și în, sunt și din țară. Uh, și oamenii ăștia continuă acum să lucreze în sistem. Mai mult ca atât, acești oameni abia așteaptă să se procedeze la fel, spunând că o să-mi fac și de pensie. Adică, ei așteaptă să-i dați afară acum și ei să se restabilească din nou prin decizie de judecată. Exact. Și acest lucru categoric nu voi admite. Procedăm exact cu ceea ce ne oferă pârghiile legale. Realizăm anchete interne, constatăm defecțiuni, deficiențe și decizii proaste, în paralel, unde sunt informații operative, ele sunt prelucrate și sunt investigate în cadrul anchetelor interne, unde pledează inclusiv suspiciuni de îmbogățire ilicită sau, cum ziceam, de fraudarea banului public prin deciziile pe care au fost luate în cazul conducătorilor. De asta și zic, durează, dar în schimb eu vreau să evit situațiile când sistemul este apoi în situația în care să achite sute de mii de lei, să elibereze un angajat care este motivat, care vrea să muncească, care vrea să-și aducă aportul uh, și să elibereze locul doar pentru că se restabilește. Un astfel de individ. Bun, dar asta e o dilemă. Pentru că, pe de o parte, dumneavoastră nu vreți ca ei să se fie restabiliți prin decizii de judecată. Pe de altă parte, în cazul în care acești polițiști, șefi de poliție restabiliți, sunt dintre cei cu probleme grave de integritate, implicați în scheme, vă pomeniți că acești oameni revin în funcție, se apucă din nou de scheme și atunci. De frică să nu prejudicăm bugetul de acești bani. Îi lăsăm să-și facă schemele mai departe, pentru că ei la asta se pricep cel mai bine. Am zis chiar și o minută în urmă că noi lăsăm sunt vizați în. Dar ați spus că schemele continuă. Încă mai sunt, sunt scheme care continuă. Unde mai continuă, vom ajunge și la ele. Cei care uh, sunt uh, în prim plan au fost, cum să zic eu, să spun că au fost prioritizați pe lista de, de investigații, haideți să zicem și așa. Cert este că procesul a fost lansat, noi vom continua să fim fermi pe această linie și încă mult timp, cu regret, vom mai reveni exact la acest subiect. Pentru că curățenia, așa cum ați numit-o dumneavoastră, ea va, va fi un proces complex și îndelungat. Prieteni, dacă vreți să fiți la curent cu știrile, emisiunile dragi și alte produse TV8, abonați-vă pe canalul nostru de YouTube, TV8.